stă ei în putință. Și asta este, întâi de toate, rugăciune. Și vrem să acompaniem summitul, dar și pentru viitorul Europei, aceasta cu rugăciunea noastră. Și am găsit o ureche deschisă la toate bisericile. Fie ea ortodoxă, fie ele catolice, cele două catolice, dar și cea reformată, și bisericile neoprotestante, încât în timp de sâmbătă, până sâmbăta trecută, până sâmbăta aceasta, în fiecare zi, altă biserică se va ruga în Biserica Sfântul Ioan, vis-a-vis de Catedrala Ortodoxă. Și acolo, de dimineața, de la 8 la 10, la amiază la 12, la 14, orele 14 și seara de la orele 18 la 21, grupuri tineri, vârstnici, preoți, laici, se vor ruga pentru reușita summitului, dar și pentru președinția României în Uniunea Europeană, pentru alegerile europarlamentare, sigur, și pentru siguranța celor care participă și pentru noi toți. Și îndoseb pentru viitorul Europei, care vedeți că necesită aportul nostru la fiecăruia dintre noi. Și rugăciunea și activitatea noastră pentru unitate, nu pentru dezbinare, cred că este binevenită. Și sperăm și ne rugăm lui Dumnezeu ca să nu se petreacă evenimente, desigur, neplăcute sau chiar prilejdioase pentru participanții summitului sau și pentru noi gazdele aici în Sibiu. Ați spus rugăciunea și pentru alegerile europarlamentare? Desigur, desigur. Ca să fie aleși cei care, într-adevăr, reprezintă Europa și în viitor. Sigur, nu e rugăciune pentru persoane. Și partide. Și partide este. Pentru bună desfășurare. Pentru bună desfășurare și pentru valorile europene. Da?